sub sare la cap. Acesta a fost Gane. Contra. Blocat de Gusin. Revine contra. Presează jucătorul lui Dinamo Kiev. Gusin a lipsit din dubla cu Steaua. Era accidentat în acea vreme. Putem pleca pe contraatac. Contra. Primit de la Mutu. Este ajutat de Dorinel Munteanu. Combină însă cu Ganea. Interesant de urmărit compatibilitatea dintre cei doi în teren. În afara terenului se pare că relațiile la început reci s-au normalizat în ultima vreme. Cică Popescu, Pancu, Dorinel Munteanu, frumos! De meci, a tras de două ori spre poartă până la acest șut decisiv. Și-a reglat tirul, cum se spune, și iată că acum a și perforat poarta lui Reva. Este al 13-lea gol marcat de Dorinel Munteanu pentru echipa națională. Iată replica ucraineană. Acesta este Parfionov, centrare în interiorul careului, respinge Rădoi. Balonul este recuperat de Popov, Gusin. Mutu acum intră cu piciorul înainte și jocul poate continua. Pancu în partea stângă, același Dorinel Munteanu, apare Chivu. Joc frumos de pase și iată-l acum și pe Dorinel Munteanu depășitul în dribling pe Gusin. Este important că se menține controlul mingii și în același timp stăpânim mijlocul terenului. Ce pas a dat Filipescu, asta la indicația lui Iordănescu, care a ieșit la marginea terenului. Bună pătrunderea lui Contra. A încercat să accelereze Mutu cu o pasă cu călcâiul. Gusin aleargă și ajunge această minge în marginea terenului. A alunecat Gică Popescu, dar a reușit să respingă până la Codrea. Ganea trimite mult în spate, o pasă care calmează puțin jocul. Încă o pasă cu călcâiul, nereușită și aceasta. Pancu a fost cel care a dat-o. Recuperează ucrainienii care încearcă să trimită perpendicular pe poartă, să verticalizeze jocul. Oricum, cel mai frumos lucru până în momentul de față este cursivitatea jocului, pentru că arbitrul grec a fluierat de foarte puține ori. Spectacolul este în creștere. Acesta este Parfionov, nevoit să trimită înapoi până la Popov. Reprov pentru Gusin, mai bine plasat Dorinel Munteanu, Filipescu și acum Codrea. La joc de așteptare în propria jumătate de teren, efectuat de elevii lui Anghel Iordănescu, preluare largă a lui Ganea. Intrare mai dură a lui Codrea. Arbitrul grec are de discutat ceva cu arbitrul de rezervă, Marcel Lică. Sunt rezervele ucrainienilor, care se mută acum în altă zonă. Zadorojnăi. Centrare respinsă în aut de Gică Popescu. Același Zadorojnăi aruncă de la margine lungă într-o zonă în care se afla și Gusin, a respins contra. Ganea, bun control al balonului. Dorinel Munteanu sprintează Mutu în stânga. O pasă printre. Mutu încearcă să ajungă înaintea portarului Reva. Mutu 2-0. Este gol valabil. 2-0. A înscris Daniel Pancu. Fază interesantă. La un moment dat am crezut că Pancu va rămâne în offside, însă din fericire pentru noi a apărut un al doilea fundaș ucrainean care l-a scos pe Pancu din offside. Replica ucraineană, Rebrov într-o serie de dribling-uri, nu a fost Voronin. Acesta este Shishchenko. Aruncare de la margine pentru ucrainieni.
faza golului lui Pancu a fost însă declanșată de pasa excelentă a lui Dorinel Munteanu. Momente în care echipa noastră se apără. Interceptează Dorinel Munteanu, Mutu o pasă într-o zonă în care nu se afla nimeni. Neaga îl presează pe Golovko. Din nou Dorinel Munteanu. Când vedem Emil un asemenea joc, începe să ne pară din ce în ce mai rău că nu am obținut calificarea la campionatul mondial. Filipescu. Încercat o pasă spre Dorinel Munteanu. Gusin. Un gol înapoi pentru Parfionov. Rămân în pressing ucrainienii. Gica Popescu degajează Lobon. Bine, până la contra. Codrea. Contra. Ganea. Ganea luptă apric cu puternicii fundași ucrainieni. Revine Codrea și câștigă un balon care va fi recus de la margine de Rădoi. Rădoi lasă pe contra. Cina lui Ganea, luată în primire de Gusin. Valdează blondul mijlocaș ucrainean, nemulțumit de decizia arbitrului grec. Iordănescu îi cere lui Rădoi să participe mai mult la acțiunile ofensive și să învăluie, probabil în colaborare cu contra, pe flancul drept al atacului nostru. Nu Dorinel Munteanu o minge înaltă în careu, balonul depășește spațiul de lucru. Imagine autorul primului gol. Dorinel Munteanu n-a mai înscris din partida cu Georgia din deplasare. N-a mai înscris pentru echipa națională. Rebrov, minge întoarsă. O mutare a jocului greșită. Cel care a greșit pasul a fost Popov. Contra. Ganea vine deseori spre centrul terenului pentru a primi. Mai avansați joacă Mutu și Pancu. Filipescu acuză un fault. Nu este însă luat în seamă de arbitru și ucrainienii construiesc acest atac cu Gusin pasând pentru Rebrov. A anticipat foarte bine contra. Mingea din nou în poziția tricolorilor. Gică Popescu. Utilă prezența lui contra la faza anterioară în mijlocul terenului. Este reperată prezența lui Gică Hagi în tribune. Spectatorii scandează numele. Capitalul de simpatie al regelui pare a fi intact, în ciuda ratării calificării. Hagi ca antrenor. Chivu pe jos pentru Pancu. Codrea pasă perpendiculară pentru Ganea. Trajare foarte lungă a lui Reva. Rădoi protejează această minge care a fost trimisă în afara terenului de Voroni. De la Mutu mingea recușat la același Voroni și apoi un șut fără preluare a lui Ghenadi Zubov. Fără preluare și fără emoții pentru Lobon. Oricum la 2-0 jocul s-a mai temperat puțin. A început foarte bun de meci pentru
tricolor, care în minutul 17 conduceau cu 2-0. Vă reamintesc și succesul echipei de tinere, partida disputată cu Ucraina. La meci ea 4-0 a fost pentru ai noștri. Bala în recuperat de Parfionov. Rebrov, Popov, din nou Rebrov. Trimite pe dreapta la Zubov. Văruie Parfionov, reușește centrarea. Bună acțiunea construită de ucrainieni. Dar acolo s-a aflat Gică Popescu, omul potrivit. Fault comis asupra lui Ganea și Dorinel Munteanu execută lovitura liberă. Chivu. Rădoi, iată-l participând, așa cum i-a cerut Iordănescu, la fazele ofensive. Contra. O centrare nu tocmai reușită. Prea lungă, mingea părăsit suprafața de joc și va fi doar out de poartă în favoarea ucrainienilor. Anghel Iordănescu, cel care impune o nouă așezare în teren naționalei. Vă reamintesc că Hagi era adeptul 4-4-2. Iordănescu folosește 3 fundași, 5 mijlocași și 2 în atac. Dorinel Munteanu dintr-o bucată pentru Ganea. Contra. Cred că ar fi vrut pasa puțin mai în față. Contra l-are pe Șișcencu în față. Intervine și Gusin. Contra, puțin a lipsit să reușească să treacă de Șișcencu. Frumoasă preluare a lui Gusin. Asta pentru Rebrov. Ai noștri joacă la offside și se ridică panionul de la margine. Oricum, Voronin avea puține șanse de a ajunge această minge. Bun jocul la offside și pasul în față făcut de linia defensivă. Codrea. Timp de pase cu Dorinel Munteanu. Codrea a revenit la națională după acea teribilă accidentare suferită anul trecut în partida Genoa-Cagliari. Bună intenția lui Chivu de a pasa printre trei adversari. Mingea era adresată lui Pancu. Ganea aleargă după această minge, a respins Zadorojni. Acesta este Voronin, atacat de Rădoi. Bună pasa spre Popov. Chivu intervine și acum din nou șansă de contraatac pentru ai noștri, dar Mutu întârzie momentul pasii. Recuperează Chivu, Ganea și acum Cosmin contra. Pancu a încercat un 1-2 între contra și Pancu, eșuat însă. Bun presicul jucătorilor noștri, însă Dorinel Munteanu greșește pasa și acum o minge la întâlnire pentru Rapidul Zubov. A ieșit bine din poartă Lobonț, Mutu, este o fază bună pentru ai noștri, Pancu, și totuși momentul favorabil se pare că a fost scăpat. Se trece la un atac pozițional, greșește contra, interceptează Gusin. Chivu ajunge în urma lui Parfionov. Puține realizări notabile ale ucrainienilor în ofensivă. Până acum au trecut 27 de minute. România-Ucraina 2-0. Văd din nou pe Anghel Iordănescu, solicitându-i lui Rădoi să apară undeva în zona dreapta terenului. Din păcate, o nouă centrare nereușită a lui Contra. Prezența lui Rădoi creează o superioritate pe banda dreaptă. Iar pentru Cosmin, Contra pare a fi
poziția preferată, în linia mediană. Contra este un jucător ofensiv și e păcat să fie folosit ca fundaș dreapta. A câștigat Rebrov duelul cu Filipescu, acesta este Zubov, Parfionov. Vine Chivu, dar cu șansă mingea rămâne la ucrainien, centrare pentru Rebrov. Oh, ce reluare a reușit ucrainianul. Lobonț a fost la post și a trimis peste poartă. Iată reluarea. Parfionov centrează lung peste apărare. Se așează bine pentru vole Rebrov și Lobonț are noroc pentru că Rebrov a lovit mingea în cap, cum se spune. Acesta a ricoșat din gazon. Excelentă pasa lui Gane acum și contraatacul tricolorilor. Mutu îi trimite lui Dorinel Munteanu, în partea opusă era demarcat Pancu, dar din nou am pierdut un tempo și faza s-a răcit. Mutu, Pancu încearcă să se întoarcă cu fața la poartă, dar este între trei adversari. De această dată însă nu a mai ieșit combinația între Pancu și Dorinel Munteanu. Pancu este singurul jucător român care în această ediție de campionat a reușit să înscrie 4 goluri într-o singură partidă. Este vorba de Rapid UMT. Sunt momente în care Rebrov își arată clasa. Jucătorul lui Tottenham parcă iese din alta luat în comparație cu coechipierii săi. Păcat că n-a venit Șefcenco. Contra Rădoi, acum Codrea. Nou balon în dreapta pentru Cosmin Contra. Centrarea de această dată bună a lui Contra. Portarul Reva a fost la post. Rebrov, Popov și acesta este Zadorojin. Voronin pentru Șișcenco. Câștigă jucătorul nostru, Cosmin Contra. Foarte bună depozitarea lui Contra. Reușește Codrea să devieze până la Dorinel Munteanu și deschide jocul. Dorinel are trei variante, pasează în adâncime pentru Pancu, șutul acesta. Ce gol! Vidra Vivisu! A fost un atac fulgerător al jucătorilor noștri, început de Codrea, continuat de cine altcineva decât de Munteanu cu o pasă decisivă, însă partea aleului îi revine lui Pancu pentru această deviere britanică în colțul lung. 3-0, scorul capătă proporții. Iată, după numai o jumătate de oră, ai noștri conduc detașat. Din nou s-a masat în jumătatea lor oaspeții, încercând să aglomereze spațiul din fața careului. O recuperare a ucrainienilor. Acesta este Vasciuc. O pasă lungă spre Zubov, supravegheat îndeaproape de Chivu.
sunt foarte eficiente aceste atacuri poziționale, cel puțin până acum. Cele trei goluri s-au înscris mai degrabă pe contre, ultimele două, în orice caz, pe contre. Primul dintr-un șut de excepție al lui Dorinel Munteanu. Contra nemulțumit de Vasciu, de felul în care s-a comportat Vasciu. Contra are dreptate, el și-a dat drumul la alunecare, primul, și Vasciu ar fi putut să-l evite. În astfel de situații apar accidentările. Rebrov, pasă inspirată. Parfionov și Zubov. Zubov, centrale pentru Rebrov, foarte bine plasat, Rădoi. Colaborează mult pe flancul drept Parfionov și Zubov, schimb de pas între cei doi, contra energică a lui Chivu. Gusin sare la cap cu Gică Popescu, minge bâlbâită de apărarea noastră. Și acela Gică Popescu acordă corner, se apropia amenințător, Zubov, tot el bate cornerul. Combinație scurtă cu Rebrov, acesta este în marginea careului Chivu. Și va fi o nouă lovitură de la colțul terenului. Zubov de această dată trimite înalt în careu, Voronin reia cu capul, dar fault în atac apreciază arbitrul grec. Aproximativ 10 minute din prima repriză, România conduce Ucraina 3-0 într-o partidă amicală ce are loc pe stadionul Gheorghe Hagi din Constanța. Sunt destul de îngăduitori cu noi, sau mă rog, arbitru grec este destul de îngăduitor cu noi. Reluarea fase precedente a cam lipsit faultul. Gusin încercând să scoată o minge în centru, interceptează contra, Mutu, foarte bine pentru Ganea. Șutul lui Ganea! Și Stachie a trimis Ganea. Mingea a ricoșat tare din gazon. A căpătat înălțime și revampins pentru a patra oară. Festival de goluri. Manel Ganea scrie pentru a patra oară pentru România. Ionel Ganea, singurul care a ridicat colțul perdelei de pe o afacere neclară a campionatului ediția 1997 în